Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. Eu mă am plecat la biserică, acum sunt pe drum. Oasa pe mine ca altă azi dimineată și era mai rece, mai cald, mai căldura. Vreme super afară. Da, ce să zic, sunt de șmecher, merg acum acasă să mănânc ceva. Păi o să mergem astăzi la un fotbal. Fotbal cu băieții, așa o mișcare corectă cum trebuie. Totul este duminică. Pe urmă, undeva trebuie pe acasă, mai văd pe la școală, unde proiecte, oricând e de astea, cu parea timpului. Și ce să vă zic, am să mulțumesc super mult pentru like-urile pe care le-am lăsat la și comentariile la videourile anterioare. Mulțumesc și v-ați dorit să faceți în continuare pentru că crește așa super mult canalul și mă simt foarte bine, îmi place că apreciați ceea ce fac și aș vrea să faceți în continuare. Acum, ce să vă zic, sper că v-a plăcut și video care l-am pus ieri, partea așa din tradiția pe care o facem noi, este la noi în sat, ziua mare, ziua înainte de Paști. Dacă nu ați văzut videoclipul, o să-l las în descriere, o să vă las un link să mergeți să-l vizionați. E chiar super ce facem acolo, să vă țin la curent cu toate și sper să placă, să fie cât mai ok. Poate vă întrebați că de ce am pus acel thumbnail cu The Next Big Vlogger. Păi, poate în câtva timp o să ajung și eu un vlogger, mare vlogger, gen ca Ilie. N-ar fi exclus. N-ar fi exclus aceasta și... ce să zic? Ar fi super, ar fi super, deci... ce să zic, posibil, la muzică e un concurs organizat de cei care sunt mai mari, ca să devii următorul vlogger. Pe chestii pe acolo m-am uitat și eu. Să ce-ar fi de nimic, știu, vreau un an, doi. Am așa să vin acolo, Ilie Vlogs. Câte vizionări alea lăsam și eu, abonați pe acolo. Ok, din astea chestii. Ar fi super, mă, mi-mi place să fac chestia asta. E destul de tare, super. Sper că și vouă să vă placă ce fac eu și smete. Ce să vă zic. Să merg acum să ajung acasă. Să mănânc ceva. O să ne iau echipamentul corespunzător cu fotbal de mișcare, mergem cu băieții să ne antrenăm puțin, ui cu iară cum spuneam adineau, acolo teme, una alta, ce doresc. Ia uite, acum ajung și aici la barieră, trece și trenul, ca să vă arăt. Au, bine, puteți să vedeți, se vede cam greu, da? Sper să fie de... să se înțeleagă. Mamă, ce lung e un marfar, e ceva de genul. Acum am ajuns eu acasă. Intru pe poartă. Așa. Apăs sus avea. Poartă și merg să servesc ceva și apoi mai continuăm. Am mâncat, m-am schimbat cu așa corespunzător pentru o parte de fotbal. Mă ajut aici sus unde o să-mi iau și ghetele, echipamentul tot complet. Însă înainte de a pleca, vreau să dezbat puțin subiectul pe tematica care am ales să pun și thumbnail-ul, The Next Big Vlogger. Nu am participat la acest concurs, cum spuneam adineamuri, că este organizat de aceștia care sunt mai mari, Ilie și alții. De exemplu, pe Ilie, pentru că îl cunoașteți și oricine cine aude de el, îți dă seama cine e, nu-i ceva necunoscut. Și da... Însă aș vrea să dezbat puțin în ce constă aceasta. Păi, eu am ales această temă, să zic așa, să povestesc propria mea opinie. Dacă ai altă opinie, de exemplu, poți să o lași în comentariu. O să citesc comentariul tău și o să-ți răspund în video următoare. Eu ar dori să devin, bineînțeles, ca orice YouTuber de succes, cum ar fi și Ilie și alții. Însă ce constă asta? Eu mă apreciez foarte mult pentru ceea ce face. E super șmecher și ar putea să devin prin munca mea pe care o depun, înțelegeți? Nu neapărat prin, știu eu, prin ce concursuri, prin... înțeleg, te ajută foarte mult și te ajută foarte mult în promovare, ceva ce mai te ajute, însă ceea ce faci, să depui toată silința, să faci super, e cel mai șmecher. Când acum și cocoșul, frate, nu pot să fac nimic afară de aici, găinile și cocoșul mă urmăresc pe oriunde merg în casa asta, e super șmecher, se aud. Da, deci cam asta, o să spun, e părerea mea, e opinia mea. Mă zic, nu-i, bă, vezi că am făcut clickbait, că am pus acel thumbnail sau ceva de genul, nu. Strict părerea mea, am discutat despre asta în video și ce să zic.
Eu o să mă echipez cum ce o Marta cu ghetele și să merg încet încet spre teren, pentru că mă atinge băieții și să fie super. Echipat, pregătit, am reușit să-mi iau papuci și să merg acum să mă bicicleta. După care o să trec spre terenul de fotbal, mult așteptat de pregătirea. Stați aici, am ajuns la bicicleta mea de 1000 de euro. Cea mai șmecheră, fără o frână pe față, însă merge, mă duce bine și putem să înaintăm cu ea, să ne facem treaba. Cam atât am avut de spus în acest video, eu o să plec acum, mă strângem mine băieți, o să mergem la fotbal, după care o să mai mă pun să editez video și una alte treburi, să pun un video de data viitoare. Vă doresc toate cele bune, vă mulțumesc pentru tot ce m-a ajutat și eu m-am dus. Salutare!